În stocurile statului mai sunt 100.000 de teste COVID-19, iar pentru altele 130.000 sunt în curs procedurile de procurare. Anunțul a fost făcut de șeful statului. Igor Dodon susține că autoritățile fac tot posibilul pentru reducerea răspândirii coronavirusului și le-a cerut cetățenilor să fie solidari cu lucrătorii medicali și să nu se expună riscului. Subiectul pandemiei de coronavirus a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate, unde a fost prezentat un raport detaliat al cazurilor de COVID-19 înregistrate în țară. Astfel, peste 70% din cazuri au fost declarate tratate, iar din numărul total de peste 850 de decedați, în 98% din cazuri a fost vorba de cel puțin o comorbiditate. Mai mult, potrivit statisticilor, virusul afectează mai mult femeile. Din totalul cazurilor de îmbolnăviri, în 59% este vorba de femei și 41% bărbați. Șeful statului Igor Dodon a spus că autoritățile au grijă ca instituțiile medicale publice să fie asigurate cu loturile necesare pentru tratarea maladiei. La această etapă, din luna martie, în Republica Moldova au fost prelevate până astăzi 170.000 de testuri. La această etapă, în stoc, avem peste 100.000 de teste. Suplimentar, încă 130.000 de teste sunt în procedura de livrare și procurare. Președintele a mai comunicat că Moldova s-a adresat deja la Organizația Mondială a Sănătății cu solicitarea de a obține vaccin anti-COVID-19 când acesta va fi omologat. Ieri, Igor Dodon a anunțat că a solicitat Rusiei să acorde vaccinul împotriva coronavirusului, care a fost înregistrat oficial la Moscova. Până atunci, șeful statului le cere cetățenilor să fie precauți, deoarece în țara noastră au fost deja înregistrate îmbolnăviri repetate de COVID-19. Țin cont de imunitatea colectivă și riscurile respective, stimați concetățeni, trebuie să fim conștienți că dacă nu vom fi precauți și ideea care era anterior că o să ne îmbolnăvim odată și gata, o să avem anticorpi, chestia asta nu funcționează. Trebuie să ne protejăm. Și atunci când va fi vaccine, sperăm cât mai aproape, cât mai rapid. Republica Moldova face tot posibilul ca aceste vaccine să apară mai repede în Republica la noi în țară. De asemenea, Igor Dodon a anunțat că statul se pregătește pentru campania anuală de vaccinare împotriva gripei sezoniere. Potrivit experților, astfel se vor diminua riscurile de infectare cu noul coronavirus, mai ales în condițiile în care școlile și grădinițele vor fi redeschise din 1 septembrie. Colegii de la guvern sunt de acord ca aceste activități să fie reluate de la 1 septembrie. Vorbim de școli, grădiniți, cu respectiv, evident, cu asigurarea tuturor normelor necesare, pentru că e vorba de copiii noștri. La primul element de risc, sau dacă este vorba de zonă roșie, acest lucru va fi luat în calcul și vor reveni la sistemul de carantină. Marți, deputații PDM, PSRM, PPDA și PAS au decis crearea unui grup de lucru pentru gestionarea situației legate de pandemia de COVID-19, dirijat de deputatul PDM Monica Babuc. În opinia fracțiunii parlamentare a PSRM, soluțiile și propunerile venite din partea partidelor nu trebuie să fie populiste, ci să rezulte din resursele financiare pe care le poate identifica guvernul.